Acum patru zile v-am întrebat pe ce platformă vă jucați. Am putut să pun aici cinci variante, nu pot spune mai multe variante și au votat aproape 900 de oameni. Foarte tare, nu mă așteptam să voteze atât de multă lume. Ei bine, ce variante am ales? Am ales, bineînțeles, calculatorul, PlayStation, Xbox, Nintendo și telefonul mobil. Haideți să ne uităm împreună la rezultate și să discutăm despre ele. O să citesc inclusiv toate comentariile pe care mi le-ați lăsat. Așa că să vedem Rezultatele. 36% din oamenii de la mine de pe canal scriu că se joacă pe PlayStation, și nu mă surprinde, având în vedere că PlayStation este cam cea mai populară consolă, mai ales în România. Mai departe avem. Calculatorul. Ei bine, eu cred că, de fapt, calculatorul este mai degrabă platforma câștigătoare pentru România, dar la mine pe canal clar sunt mai mulți oameni pasionați de console, motivul pentru care PlayStation a ieșit în fața calculatorului. Mai departe avem Xbox cu 20%. În general, un calculator, de exemplu, rulează cam toate jocurile pe care le pot juca pe Xbox, pentru că Microsoft nu prea -și ține jocurile exclusive în ultimii ani. După aceea avem telefonul mobil, iOS sau Android și cu 5% Nintendo Switch. Mă bucur să văd că avem totuși și oameni care folosesc Nintendo Switch. Nintendo Switch e o platformă puțin mai necunoscută, din păcate, în România și mie mi se pare că este totuși una dintre cele mai faine platforme. Abia aștept să văd dacă anul ăsta primim un nou Nintendo Switch. Ei bine, ce putem învăța din rezultatele astea? De foarte multe ori lumea mă întreabă, Alex, ce consolă îmi recomanzi? Puteți vedea aici, în mare, rezultatele. Recomand PlayStation pentru că PlayStation are suport oficial în România, există chiar jocuri în limba română, sistemul îl poți regla în limba română, Cheste asta nu se întâmplă pe Xbox, deși personal mie îmi place mai mult Xbox datorită seriei Forza Horizon. Dar trebuie să recunoaștem, PlayStation are mult mai multe exclusive și pentru un gamer care se joacă tot felul de jocuri, ai mai multe opțiuni acolo. Eu, de exemplu, nu sunt foarte mare fan jocuri cu violență, cu bătaie, cu zombie, dar dacă sunteți fani, toate alea le găsiți pe PlayStation, o grămadă de titluri foarte bune. Faptul că în România PlayStation este mai popular, asta înseamnă că vei găsi și jocuri second-hand pe CD pentru PlayStation mai departe să trecem la Xbox. Dacă ai deja un calculator destul de bun, nu cred că merită neapărat să-ți iei un Xbox, decât dacă te interesează ceva foarte eficient și silențios, precum Xbox Series S, de exemplu, sau dacă vrei să te joci jocuri de pe Game Pass. Abonamentul Game Pass cred că este posibil să-l cumperi acum pentru calculator chiar și în România. Dacă vrei să-l cumperi pentru consolă, trebuie să pui o altă regiune pe consolă și asta este puțin mai complicat. Spre surprinderea mea, Nintendo are suport în România și pot să plătești cu card în lei dacă nu mă înșel. Țin minte când mi-am luat Nintendo și locuiam în România, am putut să fac lucrul ăsta. Și bineînțeles, foarte multă lume se joacă pe telefon, pentru că telefonul aproape că a înlocuit calculatorul în ultimii ani. Foarte multă lume nu mai are nevoie de un calculator, pentru că pot să facă toate lucrurile pe un telefon. În continuare, mie îmi place un calculator, pentru că ai un ecran mai mare, tastatură și poți să faci mai multe chestii pe el. Dar clar, multă lume se va juca pe telefonul mobil. Mai departe vreau să trecem foarte rapid prin comentariile voastre. Nu înseamnă că o să comentez neapărat, dar vreau să vedem ce a spus fiecare. Și începem cu Ionuț. Ionuț spune că se joacă pe Xbox Series S. Mi-am redescoperit plăcerea jocurilor cu această mică consolă după ce am jucat foarte mulți ani doar pe PC. Și eu am trecut oarecum pe Xbox în momentul în care trebuia să merg în delegație 4 luni și nu puteam să iau calculatorul cu mine. Pe vremea aia apăruse Forza Horizon 3 și era superb jocul și acum este foarte fain. Și atunci mi-am cumpărat o consolă Xbox One S, cred că am dat undeva pe la 1000-1100 de ron pe vremea aia, cred că era chiar la început când se lansase consola. Așa am început să văd potențialul unor astfel de console, o chestie mică pe care poți să o iei cu tine, consumă puțin, este silențioasă și rulează jocurile destul de bine. nu-ți scrie că eu mă joc pe PlayStation 4, l-am primit recent de la un prieten care și-a luat PlayStation 5. Ce tare să-ți dea un prieten consola lui veche uh, și mi-a zis să mi-l dea mie, că știa că nu am nicio consolă. Chiar dacă am și un laptop, mă joc mai mult pe PlayStation, e mult mai comod să te joci de pe canapea decât de pe un scaun, deși nu sunt deloc de acord cu faptul că trebuie să plătesc un abonament să mă joc online, de-aia nici nu am cumpărat. Da, uite un lucru foarte important pe care îl uit aproape, pentru că eu nu mă joc deloc multiplayer. Dacă vrei să joci anumite jocuri multiplayer pe console, Trebuie să plătești abonament. Și aici discutăm și despre Xbox, și despre Nintendo, și despre PlayStation. Fiecare are abonamentul separat și există, bineînțeles, și jocuri multiplayer pe care le poți juca gratis, precum Fortnite, precum Call of Duty, Apex Legends. Dar foarte multe jocuri, de exemplu GTA, am impresia că trebuie să plătești ca să te joci online. Auzisem ceva zvon că pe GTA poate nu o să mai trebuiască să plătești știi ceva despre chestia asta? De exemplu, FIFA, în continuare trebuie să plătești. În general, regula este în felul următor. Dacă cumperi un joc, va trebui să plătești pentru multiplayer. Pe calculator ăsta este un mare beneficiu dacă te joci multiplayer, doar cumperi jocul și nu este necesar să plătești pentru multiplayer. Orange Fox spune, în ultimul timp mă joc pe Nintendo Switch deoarece pot să mă joc cam oriunde și nu trebuie să stau neapărat pe scaun sau să îl am mereu conectat la TV. Jocurile care sunt pe Switch sunt parfum. Mai mereu merge un Tears of the Kingdom chiar și pentru cele 10-20 de minute de gaming. Nu te poți plictisi de jocurile de genul ăsta. Ăsta am dat de exemplu, mai sunt alte jocuri pe lângă acestea care sunt potrivite pentru o scurtă sesiune de gaming. Doar că acesta mi-a venit primul în minte. Într-adevăr, și eu dacă ar fi să aleg doar o consolă, probabil aș alege Nintendo Switch pentru că am o viață destul de ocupată cu familia, cu serviciul și Nintendo Switch este mereu la îndemână și o lucru foarte tare, nu știu dacă știți, Nintendo Switch este cumva ca un telefon mobil, folosește un procesor ARM, asta înseamnă că bateria ține foarte mult, asta înseamnă că îl încarc poate o dată pe săptămână, în momentul în care deblochez consola, pot să continui jocul exact de acolo de unde am rămas. Mai ales dacă joci jocuri single player, așa cum mă joc eu SnowRunner, întotdeauna apăs butonul și într-o secundă sunt în joc exact acolo unde l-am lăsat. Asta comparativ cu un calculator care trebuie să îl pornești, să-i faci mai actualizări și așa mai departe. Mi se pare foarte tare experiența asta cu Nintendo Switch și bineînțeles poți să-l ai cu tine oriunde, mai ales dacă călătorești mai mult sau ai posibilitatea să ai câte o pauză de 20-30 de minute undeva, Nintendo Switch este ideal pentru că consumă foarte puțină energie, poți să-l ai mereu cu tine, îți iei și un powerbank și ai rezolvat problema. Mai departe și Ștefan ne spune că se joacă cel mai des pe Nintendo Switch Lite, după vine PlayStation 5. Mâine sper că mă ajunge Steam deck dar cred că va fi pe locul 3 oricum. Ștefan, scrie-ne dacă ți-a ajuns Steam Deck-ul și cum ți se pare consola. Silverstone ne spune că nu crede că PC-ul trebuie pus în aceeași categorie cu Steam Deck, rog, Ela și Legion Go, deși poți folosi Windows pe toate, diferența de performanță, sunt incomparabile. Da, diferența de performanță este mare, dar toate joacă jocuri de calculator și din păcate ți-am răspuns și acolo, nu am putut să pun mai multe opțiuni, mi-ar fi plăcut să pun câte opțiune pentru fiecare din sistemele astea. ITBX ne spune, platforma mea preferată este Nintendo, mai ales pentru că am crescut cu consolele lor, exclusivele pe care le are accesibilitatea la multiplayer sau jocuri de familie, portabilitatea și aici discutăm de Game Boy, Game Boy Advance, DS. 3DS și Switch și Motion Controls, Wii Remote. E bine, ăsta este un comentariu foarte bun, am și uitat. Nintendo este cam singura platformă pe care poți să te joci cu familia, indiferent dacă ei se ocupă cu gaming, știu ce înseamnă gaming sau nu. De exemplu, acum de Crăciun am fost la niște prieteni, am luat 4 Joy-Con-uri cu mine, Nintendo Switch și ne-am jucat câteva ore bune pe televizor, care a putut să ne arate un joc în 4, oarecum și anume Mario Party, acolo se împarte ecranul în 4 și poți să joci o grămadă de mini jocuri care sunt mult mai distractive decât ce poți găsi pe orice altă platformă, având în vedere că aceste joy con au giroscoape, senzorii aia de mișcare sunt foarte, foarte multe chestii, de exemplu, board games pe care le poți juca pe Nintendo Switch și, cu siguranță, dacă vrei o consolă pentru întreaga familie, Nintendo Switch este cel mai bun exemplu. Testoasa 111 ne spune pentru gaming acasă PlayStation 5. Mi se pare cea mai accesibilă opțiune în comparație cu un PC de gaming, 2700 de lei în comparație cu 5500. Într-adevăr, PlayStation 5 are o calitate imaginii foarte bună, mai ales dacă vrei să te joci la o rezoluție mai mare. Poți să te joci jocuri în 4K. Foarte multe merg în 1440p, de foarte multe ori se folosește upscaling la imagine și majoritatea titlurilor noi care sunt optimizate bine rulează în 60 de cadre pe secundă. Clar, dacă vrei un calculator care să aibă aceleași performanțe, ai nevoie să investești mai mulți bani. Și mai ales, dacă nu te vei juca foarte multe jocuri, poate nu se merită neapărat să faci investiția asta. Și partea tare este faptul că o astfel de consolă primește sprijin în general vreo 10 ani de zile. Da, deci 10 ani de zile de când tu o cumperi, poți să te joci cam toate jocurile care se lansează, pentru că majoritatea jocurilor se lansează pe console. Tot el ne spune Clar, PC-ul este mai superior la grafică și altele, dar m-a interesat ca orice joc să meargă fluid, fără să-mi fac griji. Și la mine SnowRunner, de exemplu, rulează mai fluid pe PlayStation 5 decât pe RTX 3080 Ti. Calculatorul meu este destul de performant, dar din păcate nu am un monitor care să suporte FreeSync, G-Sync, pentru că foarte multe jocuri pe calculator, din păcate, au unele probleme de performanță. Calculatorul ar duce jocul chiar și în 120 de cadre pe secundă, fără nicio problemă, dar pentru că nu am un monitor compatibil VRR, ei bine, atunci pot să văd acele stutter-uri. Chestiile astea nu se întâmplă, de exemplu, pe PlayStation. Cu timpul o să îmi schimb și o monitorul și atunci o să pot să mă bucur mai mult de jocurile pe calculator. Raul a răspuns la comentariul ăsta că ar trebui să ai și un monitor 4K. Bineînțeles, dacă ai un monitor 4K te va ajuta, dar un lucru foarte interesant, PlayStation 5 va randa în 4K, chiar dacă tu te joci pe un monitor Full HD, dar va face downscaling. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că imaginea va arăta mai bine decât dacă ar fi randat-o doar în Full HD. Mai nou PlayStation 5 suportă și rezoluția 1440p, cred că a fost adăugat suport anul trecut sau acum 2 ani, pentru că în general pe PlayStation nu aveai suport pentru 1440p și inclusiv suport pentru Variable Refresh Rate sau VRR, acel freezing sau g-sync. Victor ne-a scris mai mult. Pe calculator joc majoritatea jocurilor de care vrei tu să fie acțiune, horror, shooter, în special jocurile horror le joc pentru că sunt pline de suspans și adrenalină întinsă la maxim. Asta este motivul pentru care eu nu prea joc jocurile horror am destul suspans la lucru, dar cu siguranță este interesant să simți acea tensiune când joci jocurile horror. Iar când joc aceste jocuri pe calculator, le dau drumul la stație cu boxe și atunci să stai liniștit și să auzi dintr-o dată cum se de coloana sonoră din jocuri și efecte creepy, se de te bagă în sperieți. Acum eu sunt curios dacă locuiești la bloc sau la casă, pentru că poate o să audă și vecinii. Tot Victor ne avertizează dacă descărcăm jocuri de pe internet, să avem grijă la siguranța noastră și să nu descărcăm orice chestie. Say ID Gaming, pe PlayStation 5 în majoritatea timpului, pentru jocurile exclusive și nu numai, pe Xbox Series X. Doar pentru toată colecția Forza Horizon, este un deliciu pentru mine și Halo, iar când sunt plecat pe Nintendo Switch. Cineva care are acces la toate platformele și mie mi se pare pentru o generație din asta care durează 7-8 ani, merită să îți pui deoparte niște bani și să ai acces la toate platformele. Fiecare dintre platformele astea de obicei are acolo niște jocuri superbe. Ăsta este și motivul pentru care platformele astea mari fac o grămadă de achiziții în ultima vreme, vor să ofere jocuri exclusive, jocuri gândite pentru o platformă, de exemplu, care să ruleze cât mai bine acolo. Gândiți-vă, jocurile exclusive de PlayStation, dezvoltatorul ăla trebuie să facă un joc care să ruleze doar pe PlayStation. Va fi mult mai ușor de dezvoltat un astfel de joc decât un joc care trebuie să ruleze și pe Nintendo Switch și pe PlayStation și pe Xbox. Ăsta este poate și motivul pentru care și Xbox a început să achiziționeze tot felul de studiouri. Ați văzut că a achiziționat Bethesda, ați văzut că a achiziționat Activision pentru a putea și ei să aducă la rândul lor anumite jocuri exclusive pe platforma lor și bineînțeles vom vedea foarte multe dintre jocurile astea poate pe abonamentul de Game Pass. Andrei ne spune PlayStation 5. Am acolo o colecție foarte mare de jocuri și nu aș fi dispus să-mi fac una și pe Xbox. În rest mă mai joc pe PC. Dar cel mai des pe PlayStation pentru că este foarte comod să mă joc pe TV stând în pat. Succes! Și eu m-am obișnuit așa de mult cu controllerul, astfel încât și când mă joc pe calculator, pun mâna pe controller și mă joc de pe controller. Este o poziție mult mai confortabilă. Bineînțeles, există anumite tipuri de jocuri, precum shootere, care în general poți să le joci mai bine cu mouse și tastatură, dar jocuri shooter single player precum Doom, în continuare eu le joc cu un controller. Alex ne spune, mai des mă joc de pe Xbox Series, dar câteodată mă joc și de pe PlayStation 5, dar nu în ultimul rând, mă joc mare destul de des pe Nintendo Switch, deci nu pot să spun că am un favorit. Multă baftă tuturor! Din nou, cineva care are toate platformele, mi se pare că în momentul în care ai acces la fiecare platformă, nu mai ești așa mare fan doar o platformă, pentru că vezi că fiecare platformă are ceva special. Bogdan ne spune, PlayStation întotdeauna și ocazional jocuri pe mobil. Mai vine clipul cu Google Pixel 8, da, o să facem un clip cu Pixel 8 Pro. Am fost în România și vești bune, am reușit să accesez 5G și a scris cineva și în comentarii că acum ai acces la toate serviciile, acel volte și alte chestii care lipseau până acum. Michael ne spune că se joacă de pe PC, având un i5 generația noua și un GTX 1650, care duce majoritatea jocurilor noi. Și eu am un laptop cu o configurație asemănătoare și, într-adevăr, mă joc destul de des pe el, trebuie să recunosc că mi se pare că este destul de la limită, adică trebuie să fac o grămadă de setări ca jocul să ruleze fluid, dar uite că și cu un sistem din ăsta entry level poți să joci majoritatea jocurilor și să te bucuri de o experiență de gaming ok. Bineînțeles, dacă ai un buget mai mare, întotdeauna poți să mergi în sus. George spune că se joacă pe Xbox Series S, deoarece la un preț chiar decent poți juca jocuri de ultimă generație. Am și un Nintendo, dar mi se par că am învechite jocurile. Într-adevăr, Nintendo Switch este o platformă destul de slabă pentru partea grafică. Titlurile făcute de către cei la Nintendo arată foarte bine, dar de către ceilalți dezvoltatori arată ca niște jocuri cu zetările la minim uneori, pentru că Platforma este totuși deja de vreo 7 ani lansată și nu a primit niciun bus de performanță. Ăsta este motivul pentru care toată lumea speră că vom vedea un nou Nintendo Switch anul ăsta. Robert, pe PlayStation 5 se încarcă rapid și nu am timp de sesiuni îndelungate. Mă joc din când în când și prefer să mă joc în loc să stau după download, instalări, etc. Le descarc în sleep mode peste noapte direct cu telefonul și apoi mă joc și gata e foarte tare faptul că consolele astea pot fi conectate la smartphone și poți descărca jocuri pe care chiar nici măcar nu le-ai cumpărat. Le descarci pe consolă și în momentul în care vrei să le joci, le cumperi direct de pe consolă, dar jocul este deja descărcat și te așteaptă acolo. Consolele știu să își facă actualizările de obicei peste noapte, ceea ce înseamnă că nu mai stai să aștepți acolo să faci aceste actualizări. Alex, eu mă joc pe PC deoarece mă pot juca toate jocurile la setări înalte, dar mai am și un Nintendo Switch pe care îl folosesc când merg undeva mai departe pentru mult timp. Ăsta este iar un sistem destul de bun, având în vedere că multe titluri de la Sony apar și pe calculator. Dacă ai un calculator destul de bun, poți să ai o experiență foarte faină și da, un Nintendo Switch pentru atunci când pleci undeva e super tare. Ar fi fost foarte fain să vedem, de exemplu, ca la Witcher, să poți să ai aceleași salvări de pe Steam pe Nintendo. Da, chestia asta după cum spuneam, s-a implementat pe Witcher 3, dar ar fi fost foarte tare să vedem o astfel de chestie pe mai multe jocuri. De exemplu, dacă ai un Steam Deck, automat vei avea toate salvările de pe calculator. Așa că, în ultima vreme, cred că un Steam Deck aproape se potrivește mai bine pentru experiențele single-player în general. La multiplayer nu prea stăm foarte bine pe Steam Deck, pentru că avem acea limitare de software. Sperăm că cei de la Valve o să rezolve chestia asta pe viitor. Valeriu, Nintendo, am eu și fiul meu din octombrie, deja am câteva jocuri cumpărate, Crisis Trilogy, Red Faction, DOOM, Bioshock, toate trei, Wolfenstein, Metroid Prime, Borderlands, etc. Deși multe titluri aici sunt titluri AAA aproape am putea spune, majoritatea rulează foarte bine pe Nintendo Switch, mai ales Bioshock mi se pare că arată genial, nu știu cum au reușit să-l optimizeze, pentru că jocul ăla arată foarte, foarte bine. VG sau Vera, dacă mă aduc eu bine aminte, pe Nintendo pentru portabilitate și pentru că am cu cine să joc Worms și Mario Kart. Folosesc și PlayStation 5 pentru Horizon Zero Dawn. Mai departe, Ovidiu, PC și PlayStation 5 aștept PlayStation 5 Pro și după poate când va ajunge rog ala la 2000 de lei o să-mi iau. Într-adevăr e super tare să ai și o platformă precum Asus ROG Ally, mai ales dacă te joci în general pe PC, vei avea acces la salvări, jocuri, automat nu va trebui să le cumperi pentru că poate le ai deja cumpărate pe calculator. Și pe PlayStation 5 bineînțeles jocuri exclusive super tare. Cristian ne spune PlayStation 5 pentru că sunt un trophy hunter. Am peste 80 de platine, inclusiv jocuri grele cum ar fi Witcher 3, Cyberpunk, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2 GTA 5 plus toate exclusivitățile Sony. Acum încerc să platinez Resident Evil 4 Remake. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă să faci anumite chestii în jocuri, să demonstrezi că ai jucat jocul ăla la maxim, ești expert la el și ai câștigat toate trofeele. Foarte tare. Felicitări. Florin ne spune Xbox Series S, singura consolă pe care o am, nu prea am timp să mă joc. Și mie mi se pare mai ales dacă te joci doar câteva jocuri, Series S este superbă, mai ales la prețul pe care îl are. Nici măcar un sistem second hand nu cred că se apropie de raportul preț performanță de la Series S. O Iuda ne spune am ales Xbox datorită Game Pass Ultimate și seria Forza Horizon. Așa am început și eu cu Xbox datorită Forza Horizon. Sunt superbe jocurile. Dacă nu le-ați jucat, vedeți că le puteți testa chiar și pe calculator. Forza Horizon 3, 4 și 5 rulează pe calculator. Forza Horizon 1 și 2, din păcate, nu rulează pe calculator și dacă vrei să le cumperi, va trebui să le cauți pe CD ca să le joci. România Metro Spotter spune... Pe calculator, am un AMD Ryzen 5, un RTX 2080 și îmi duce toate jocurile mele preferate, cum ar fi Hogwarts Legacy, SnowRunner, Farming Simulator 22 și EA Football Club 24. Și eu am început să mă joc Hogwarts Legacy, SnowRunner, bineînțeles că îl joc mereu și Farming Simulator 22, foarte tare. Cu un 2080 cred că toate jocurile astea merg aproape la maxim. Campion 1110. Eu cel mai des mă joc pe PC, dar din când în când mă joc și pe Xbox One S, Fortnite sau Forza Horizon 5. Am testat și eu recent pe Xbox One S Fortnite și am rămas surprins, rula în mare parte cam în 60 de cadre pe secundă, am avut câteva mici dropuri. eu folosesc un SSD pe Xbox One S, curând o să vină un clip unde testăm Fortnite pe sistemele astea mai mici, mai vechi, precum Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PlayStation 4 sau Xbox One. Darius 10 FIFA. Eu mă jucam mai de mult GTA 4 și FIFA 16 pe PlayStation 3, pe care l aveam din 2013, dar l-am vândut și mi-am achiziționat Xbox Series S Black, pe care acum joc GTA 5 și FIFA 23. Urmează și FIFA 24 sau Football Club 24. Foarte tare, Xbox Series S a primit actualizare dar la GTA 5. Da, GTA 5 ai spus că te joci. Cristi, am toate platformele, Xbox Series X, PlayStation 5, Nintendo Switch și un laptop de gaming. Cel mai mult mă joc pe Series X, jocurile sunt mai ieftine și Game Pass este mai bun raport preț jocuri oferite. Pentru ele iau key coduri de pe Eneba, sunt mai ieftine ca de pe Store. Foarte tare, eu în general aștept să vină reducere pe stor, pentru că nu vreau să mă complic, dar am încercat și eu să cumpăr de pe Eneba și a funcționat. Însă aveți grijă acolo cu regiunile și așa mai departe. Întotdeauna puteți testa prima dată eventual cu un joc mai ieftin ca să nu aveți probleme. Denis Mă joc pe PlayStation pentru că nu am PC, dar și pentru că nu trebuie să fac setări de grafică, pentru că știu că se va mișca bine. Într-adevăr, pe PlayStation majoritatea jocurilor rolează super, super fluid. Moschi, PlayStation pentru care cel mai bun exclusive și pentru că e prima consolă pe care m-am jucat când eram mic, la 7 ani. Super tare, sunt curios câți ani ai acum și pe ce console te-ai jucat când erai mic. Era un alt PlayStation sau tot ăsta? Cristian ne spune, eu de obicei, ca și consolă, mă joc pe Series S Black, dar mă joc jocuri și pe telefon. Și eu am vreo 2-3 jocuri pe telefon care sunt chiar foarte, foarte bune, foarte tare. Xbox Series S Black are stocarea mai mare pentru cei care nu știți. Altă diferență nu este comparativ cu Series S normal. Mădălin, Xbox Series S și în viitor PlayStation 5. Să ne scrii când îți vine PlayStation 5 și să ne spui cam ce titluri ai jucat acolo? Sezer Kadir. Sper că am zis bine. Eu am un Xbox Series S, un terabyte. Nu că nu puteam să-mi cumpăr Series X, dar mai șmecher este Series S, pentru că la el nu te mai întâlnești cu CD-urile și de asta prefer Series S. Și înainte de Xbox Series aveam un PlayStation 4 unde jocurile nu mergeau așa bine cum merg pe Series S. Și urmează să-mi cumpăr un laptop de gaming. Într-adevăr, Comparativ cu generația trecută, acum avem în general 60 de cadre pe secundă, jocurile se simt mai fluid. Generația trecută și Xbox One și PlayStation 4, majoritatea jocurilor rulau în 30 de cadre pe secundă, decât dacă erau jocuri competitive, atunci aveau 60 de cadre pe secundă. Titus, deși am Nintendo, prefer să joc jocurile care mă interesează pe PC, merg mai bine și sunt mai ieftine pe parturile pe PC decât pe Nintendo. Ăsta este un mare minus la Nintendo, jocurile sunt destul de scumpe. Și asta pentru că fiind o platformă mai slabă hardware, sunt costuri mai mari de optimizare a jocurilor. Madelin, pe PC, dar ocazional consolă pentru exclusive. Într-adevăr, majoritatea jocurilor, dacă ai un PC bun, le joci acolo, vei avea grafică maximă și foarte multă lume își cumpără de obicei un PlayStation ca să joace jocuri exclusive, de exemplu și GTA 6 când o să apară, va apărea prima dată pe console și abia după un an probabil va apărea pe calculator. Gaming with Octavian, pe PC i5 generația 13 și RTX 3060 Asta înseamnă că este un sistem mai nou și eu am în calculatorul meu tot un uh, RTX 3060 puțin mai slabuz decât teiul, dar duce lejer Full HD fără nicio problemă în 60 de cadre pe secundă. Rafael ne spune, pe Nintendo că am găsit Skyrim la 150 de lei și merge mai bine ca pe PlayStation 3. Un om ca și mine care joacă un joc probabil mai mult în majoritatea timpului, foarte tare și Valeriu spune că e bun prețul. Cât vine asta? 150 de lei este vreo 30 de euro. Foarte, foarte tare faptul că Skyrim este exact jocul complet pe Nintendo Switch și Skyrim a fost chiar unul dintre jocurile de la lansare pentru Nintendo Switch. Gamer Lucas Xbox One S îmi place forma de la controller. Într-adevăr, pe Xbox ai aceste joystick care nu sunt centrate în mijloc și pe mine mă ajută pe jocurile de curse. Faptul că am joystick în partea asta de sus este cumva puțin mai confortabil. Deși și controllerul de PlayStation este în general la fel de confortabil, doar că e gândit, mai ales controlul de PlayStation 5, am impresia că e gândit pentru mâini mai mari. Pentru mine este cumva la limită. Asta înseamnă, bineînțeles, că pentru altcineva s-ar putea ca acest controller să fie mai confortabil. Ștevănuț, eu mă joc de pe Xbox, dar acum am stick drift și mă joc mai rar. Cred că tu mi-ai și scris ceva comentarii și ți-am lăsat acolo niște clipuri să vezi dacă poți să repare acel stick drift. Andrei, nu am altceva decât telefon momentan sunt curios ce jocuri te joci pe telefon și acolo sunt o grămadă de titluri mai nou care au chiar calitate de consolă. Astristul ne spune PlayStation and Xbox only. Adrian, mobil, Android, mereu am jucat pe Android. Andrei ne spune PlayStation toată ziua că acolo este Football Club 24. Eu cred că i-am răspuns Football Club 24 ar cam trebui să fie pe toate sistemele dacă nu mă înșel și este și cross-platform. Nu știu sigur pe Nintendo Switch dacă este și cât de bine merge. Eddie spune, eu mă joc de pe telefon. Avem mai mulți oameni care se joacă de pe telefon și sper să mai fac clipuri și cu jocuri de telefon cât de curând. O să vină un controller pe care l-am luat recent în următoarele zile, sper eu. Cadillac, Xbox for the win. Valtata, Xbox Series X. Mario ne spune, pe mobil Roblox și pe PlayStation God of War. A venit oare Roblox cumva și pe PlayStation sau de ce joci pe mobil? Pentru că poți să te joci oricând, oriunde? Emrah ne spune PlayStation 5 și Emrah, dacă nu mă înșel, tu joci și pe calculator, așa -i? Cristian, mă joc pe PC. Darius, PlayStation 5 Slim. AMC, PlayStation 5. Stefan laptop și Nintendo. Mai departe, nu știu cum să citesc numele. d g f t y y 3 4 a PlayStation Slim Best. PlayStation Slim a fost lansat mai recent. În testele mele se descurcă destul de bine. Parcă e o idee mai gălăgios decât PlayStation 5, dar nu o să poți observa chestia asta dacă ai doar consola asta. Și bonus, ai 200 de giga în plus față de PlayStation 5. Alexandru, da, am PlayStation 4 Slim, joc Fortnite, GTA și am avut mai multe jocuri precum Football, Rocket League, Fall Guys. Le-am șters azi pentru că mă joc doar aceste jocuri GTA 5 și Fortnite. Ziceți, am făcut o alegere bună. În general, dacă nu ai foarte multă stocare, nu este nicio problemă să ștergi unele jocuri pentru că salvările de obicei îți rămân și poți să descarci jocurile din nou să le continui atunci când ai chef de ele. Raul, PlayStation și Nintendo. Viorel Nintendo, Florian, avem aici un sistem foarte interesant. Mă joc pe GS5. Este un PlayStation 5 fake. Ar fi interesant să cumpăr și eu niște console din astea fake, să vedem ce poți să faci cu ele. Și Ștefan se joacă pe PlayStation 5 și astea au fost toate comentariile voastre. Pe final, eu vreau să vă spun că pasiunea asta ar trebui să ne unească și să nu avem comentarii de genul uh, PlayStation e cel mai bun, Xbox este cel mai bun, pentru că foarte multă lume se va optica din cauza asta și va spune Cum spui tu că PlayStation? Că eu zic că Xbox. Din punctul meu de vedere, ar trebui cu toții să fim uniți în pasiunea asta, pentru că ați văzut. Foarte multă lume, din păcate, crede că gaming-ul este o pierdere de timp. Dar, până la urmă, pentru mine este o pasiune, este un lucru care mă relaxează după lucrul pe care îl fac toată ziua. Cam atât pentru clipul de astăzi. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!